Astăzi trebuie să montăm un blat pentru bucătăria care am făcut eu. Am făcut o bucătărie din MDF, cea mai ieftină pentru că este pentru închiriat. Trebuie să îmbinăm aceste două blaturi la... nu are unghi de 90 de grade, e un pic mai deschis. E undeva la 95 de grade. Și aveam posibilitatea ca să montăm profilul acela de aluminiu, dar o să punem acest șablon, după care o să frezăm și folosim două șuruburi, trei șuruburi, care le învinăm cu adeziv. Șuruburile sunt acestea. Așa se lucrează aici. Așa trebuie să și facem. Este un blat imitație granit de 28 de milimetri. Pentru a freza avem nevoie de un overfrezer mai mare cu talpa și masa pentru copiat. Scoatem freza. Deci tăiem, facem 3 treceri, doar 10 mm. L-am întors pe dos ca atunci când pe spate, deci îl facem, prima frezare o facem pe spate pentru că trebuie să la ieșire să nu spargă, așa că o luăm în sensul invers. Și începem frezarea. Aspiratorul nu face față. Să mai trecem încă de două ori.
arată așa. Deci prezarea este în felul acesta. După care acum o să întoarcem să facem degajările pentru șuruburi. Să facem cu de partea cealaltă, așa. Punem două bolțuri. Întoarcem bolțurile acestea pentru partea stângă și o să facem degajările unde o să prindem clemele. Acum am fixat șablonul pe partea din spate și trebuie să facem degajările pentru aceste șuruburi de cuplare. Am scos freza 25 de mm. Verific de două ori, pun și siguranța. Și începem. Așa arată, după care noi o să facem în felul acesta. La fel o să facem și la partea cealaltă a blatului și se strânge cu o cheie de 13. După ce dăm un adeziv cu întărire mai lentă, de o jumătate de oră. Gata. Am terminat cu frezările. Arată așa. Acum o să vă arăt cum clipsează la partea cealaltă. Așa arată blatul montat. Aceasta este îmbinarea. Doar o linie. Și în interior sunt sistemele de prindere. Mai avem de montat hota, plita, cuptorul și chiuveta.